compensație pe de foc noi nu am primit-o absolut deloc. Din cauza că documentele ne erau învechite. Am rugat să ne fac copiile forma nouă la pașapoarte. Și zic, ca să nu pierdem banii ăștia de foc, să ne aprovizionăm cu difocul în primul rând, vă rog frumos, faceți-ne forma nouă până ne-o faci pașapoarte. Că dacă suntem greu, ne deplasăm. Tu imaginați îmi faci forma nouă, că au zis că era vorba că să vin acasă să vă fac pașapoartele, dar nu de mă va face în forma nouă, da, compensația e pe difoc, nu o primiți. Vă imaginați, lunile de iarnă noi am împrumutat 1000 și ceva de lei și am plătit numai transportul, că am adus difoc pentru iarnă. Trebuie să facem pașapoarte la toți și când a să dăie la toți din familie, atunci să-mi dăie și mie. Și eu am pierdut și eu cu pașaport bun, în regulă. Și aici, când nu aveau buletinul în regulă, la fel au pierdut compensația. De asta toamnă până acum n-am primit nimic. Motivul era că pașapoartele. Sora chiar avea pașaportul. Zic, dați-i măcar surorii, măcar la unul din cap, măcar tot mai până să faci tot araganat că să facem pașapoartele. Nu le-au făcut pașapoartele, dar ne-au făcut spravcă numărul 9. Atunci n-au putut să fac spravcă numărul 9 ca să primim, să avem cu și ieși din iană, să avem cu și trăi. Nu știu. Da, de luna martie au avut buletin și luna martie le-am făcut îndeplinirile și luna martie au trecut 20. Și practic ei acum au buletinul, dar deja au pierdut dreptul pentru compensație. Da? Da. Din cauza că nu au avut acte de identitate în regulă. Și din ce motiv nu s-a perfectat actele respective mai înainte? Eu le-am spus din luna iulie de anul trecut că ei trebuie să perfecteze actele și așa și-au rămas. De-am luna decembrie am umblat eu. Și le-am colectat toate care trebuie. Rămăsesc ca ei să aduc pe cineva acasă, le îndeplinească cererea să-i scalească acasă. Problema, cauza a fost în transport. Practic, din cauza la 200 de lei că nu s-au găsit, nu este posibilă perfectarea actelor, da? Asta e cauza.